Din păcate, magazinul de Redstone și cel de Nămol nu mai au proprietari, iar pentru că am fost votat căpetenie haiducească, este treaba mea să mă ocup de asta, așa că astăzi voi organiza o licitație pentru toate magazinele fără proprietar și nu numai, hai să ne ocupăm de ea! Gamivo ține cu tine, prețuri mici pentru oricine, mai multe detalii în descriere. Declar deschisă licitația pentru magazine. Bă, vorbești cu cei mai săraci oameni pe server, să de nebi. Măi, eu cred că sunt cel mai sărac de pe server, dar hei, mă, da. Cel mai sărac și aruncă cu diamante. De-aia ține licitația, tips. Am înțeles acum. Da. Nu, că toți banii păi, okay, se duc la fondul primăriei. Mm-hmm. Da. Sigur? Foarte sigur. Avem acest șulcăr numit ghiozdanul primăriei, puneți vă rog frumos diamantele înapoi, că oricum, mulțumesc, atâta merită primăria, așa. Asta s-a putut, pare rău. Ok, ok, asta le păstrez. Mai mult, n-avem de unde mai mult, mai puțin. Apreciem că ați donat la primărie, acum, haideți să începem cu primul magazin, mergem încet spre el. Între timp, ca să mai promovăm magazinele de pe server, pe stânga shop-ul în construcția lui Tunet, pentru piatră și ce vreți voi. Aici deci, mâncare deschis, și toteme. În permanență. Așa, așa. Trebuie să ajungem la magazinul cu sau de noroi sau din noroi, că toate merg, al lui Dani. Cam multe scânduri, pe aici, domn primar. Păi urmează să le modific duminică, o zis firma de construcții, că se ocupă de ele, că na, duminica nu prea e lume pe server și să nu deranjeze fonic. Am înțeles. Păi tocmai și ia uite, aici, pe stânga, este primul magazin pe care îl licităm, magazinul de noroi. Dacă doriți, puteți intra înăuntru, să-l vedeți, din păcate n-are diamante, n-are stoc. Nu e gol? Ce putem vedea în el? E destul de gol, dar să știți că aceste shop-uri le puteți muta, distruge, modifica, faceți ce vreți cu ele. Păi, la construiește cineva cu noroi pe aici, pe serverul ăsta. Dark drumurile, aparent. N-am făcut absolut nimic. Ok. Și, dragi haiduci, dacă ați văzut tot ce aveați de văzut, licitația începe de la un diamant. Eu dau 3 diamante. 3 diamante pentru Tunet. Uhu. Odată. Am să dau 9 diamante pentru acest magazin. Oh. Adică n-are voie participa. Să bagă și primăria sau? Păi nu primăria, eu ca Blue. Că n-am avut pe cine să mituiesc. Am înțeles. Măi, eu cred că n-are voie primăria să participe la licitații organizate de primărie. Păi suntem în România, nu... Nu știi? Bă, măcar am făcut... Bucurați-vă că am făcut licitația asta publică. La noi nu se fac din astea. Nu, la noi se licitează pe sub mână. Să dau bani puțin și asta e, așa că bucurați-vă că puteți cumpăra. Așa, revenind. 9 diamante de la Blue. 12. 12 de la Tunet. Stai așa. 16 de la Blue. 24. 24 de la Tunet. 32 de la Blue. Da, joci și murdar. Da. Păi la noroi. Hai să fie 36, ultima ofertă. 36 de la Tunet odată, 36 de la Tunet de două ori, 35 jumate. Bătrâne, 35 jumate e mai puțin decât 36, așa că a judecat 36 diamante de diamante pentru nenea Tunet. Păi oricum Tunet era cu magazinul de construcție, așa că... Da, poate să vândă și noi. Sincer, puteți să fie și noroi inclus acolo. Da, exact. Bravo, Tunet. Ei. Felicitări, te felicit. Felicitări. Bine, Tunet, bravo. Aveți niște hârtie? Că n-am avut acasă, am folosit numai igienică, dacă vrei. Păi nu, că din aia am folosit. Cine mai vinde noroi? Cine mai cumpără noroi? Eu o să cumpăr, sincer, dar hai să vedem. No, uite, poftim, vezi? Puteți să-l judecăm cât vrem, pufule, că totul se cumpere noroi. Așa, poftiți, domnul. Mamă, și plouă acum. Uite și plata. Da, mulțumesc. Să sperăm că se duc în fondurile primăriei. Da, să duc în fondurile primăriei. Două secunde să pun direct acolo. Direct în buzunarul blușmei. 36, gata. Bun. Parcă vezi că ne oricum, parcă spune că...
E la mine? Nu e la mine. Parcă zice că e doar 16 diamante. Unde ai ajuns la 36? Da, cine a zis că am diamantele alea? Da, adevărat. Hai, next. Deci vedeți cum joacă, vedeți cum joacă, da. Am știut eu de ce nu le citesc, am știut eu. Mergem mai departe, dar aici trebuie să zburați sau, uite, doriți perle? Să dăm cu perla până acolo? S-ar putea să ocolim un pic. Dar n-ai unde să urci, Darkule, nu știu cum să zic. Da, asta o fac eu singur. Îți faci tu scară, a? O fac eu scară, are aici, da, stai liniștit. Ah, ok. Ok, da. Nu știu cine o să le citeze către, pentru un magazin de genul, dar hei. Bun, am ajuns la magazinul de Redstone, stai să închidem astea. Și vă puteți uita pe dinăuntru. Magazinul acesta față de celălalt are un mare plus, vine cu tot cu stoc. După cum se poate observa, uite și două diamante, uitate acolo. Vă rugăm frumos, nu atingeți nimic, în afară doar puteți deschideți chesturile. Și sus de tot, cred că îs goale cuferele, din câte îmi pot aduce aminte, dar în partea asta merge o cameră de stocare, eventual chiar un birou pentru taxe și impozite și, mă rog, secretare dacă aveți, dacă vă permiteți. Eu mi l-am permis doar pe Peter Cavice, așa? Și dacă ați văzut tot ce era de văzut înăuntru, mulțumesc. Putem începe licitația de data aceasta de la minunata sumă de un diamant și jumătate. Păi, o să încep eu, licitez din partea lui Panda, pentru că el nu a putut fi prezent la această licitație, încep cu un bloc de diamant. Ok, un bloc de diamant din partea lui Ionuț. Am așa de mult! Păi, deja a rămas fără diamant, ești nebun? Da. Doi bloc de diamant. Doi bloc de diamant de la Nenea Puf. Bun, bun. 3 blocuri de diamant. 3 bloc de diamant de la Nenea Ionuț. 3 bloc de diamant și un diamant. Da, el sparge acolo. Deci 28 de diamant. 36 de diamant de la Ionuț. Bă. 4 blocuri și un diamant. Ok, stai, cât e? 37. Ok, 5. Stați că mă bate matematica. 45 de diamante de la Ionuț. 5 blocuri de diamant și un diamant. 6 blocuri. 6 blocuri, ok, ok. Cred că are stoc nelimitat pe fel, deci 6 blocuri de diamant și 2 diamante. Ok, ok. 7. Bun, bun, cât e? 7 ori 9, 63. Bun, 63, 64 de diamante din partea mea. Oh, mai punem unul. Ok, cât e să spun? 32? Nu, 72. Așa, 72, da, din partea lui Ionuț. Bă, dar e cam mult, totuși. Hai, 10 blocuri de diamante. 90 de diamante odată, 90 de mai diamante de două ori. Am mai pus încă 3. Păi, atunci 10, nu? Stai, atunci încă să fie 11. Cât e dark? Sunt 12, parcă 12. 12 diamante de la Ionuț. 12 blocuri de diamant odată. E, 12. 12 blocuri de diamant de două ori. Vândut domnului Ionuț. Ding, 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 ding. Nice. Ce frumos îl vedeam acolo sus. Domnului Panda, vă rog frumos. Da, domnului Panda. Da, da, da. Deci cât erau? 12 blocuri? 12 blocuri. 108. Și chiar am mai avut eu un magazin de ăsta de Redstone într-un sezon de breaza aducilor și uite că de data asta. Așa, perfect. Mulțumesc domnule Dark că m-ați dat. Domnul Ionuț, nice. Livrați ăla la domnul Panda. O să-i livrez, da. Așa. Stai să pun astea aici. Bun. Iar acum putem merge mai departe, deoarece acestea două nu sunt singurele magazine pe care le vom licita astăzi. Următoarele sunt mult mai productive, aș putea spune, pentru că la Redstone trebuie voi să faceți stocul, la Noroi din nou trebuie voi să faceți stocul, dar următoarele două magazine pe care le vom vinde astăzi vin direct cu fermă automată. Deci voi trebuie doar să licitați, luați stocul și eventual chiar faceți un magazin, pentru că din păcate sunt două tarabe, dar vin și cu fermele
care le suplimentează cu stoc. Ok. Fugi, Tunet, că te prind. Fugi! Da. Fugi, Tunet! Run, Forest! Run! Aia, mersi! Încă una! Mai ciupește-mă de fund! L-am ajuns! Radu! Aole! A fost, a fost muncă în echipă aici, ești de mult. Da. Plumbul îmi pingea la spate. Bun, și... Plumbul îmi pingea pe mine și îmi pingeam pe tine. Am ajuns la prima tarabă, cea de piele. Vă voi duce, dacă doriți, și în Nether să vă arăt fermele în cazul în care este nevoie. Dar în partea asta e shop-ul de piele. Puteți, după ce îl achiziționați, să faceți magazinul la zona de magazine sau îl puteți lăsa aici, aici cum doriți voi. Veți fi proprietari acestui shop și a fermei care vine la pachet. Bun. Dacă v-ați uitat, ați mânghiat focul și vă place această tarabă, zic să începem licitația de la 2 diamante și jumătate, pentru că totuși vine cu fermă. 3 diamante. Ok, 3 diamante de la Dark, 5 diamante de la Ionuț. 6. 6 de la Dark. 10. 10 de la Ionuț, bun. 12. 12 de la Dark, 12 odată. Mă, de ce ai stins focul? 15. 15 de la Ionuț, 15 odată. 17 ultima ofertă. 17 de la Dark odată. 20 de la Ionuț odată. De două ori. Am să dau eu 32, Ionuț. Vreau piele gratis. Cât ai zis? 32, da. 32. 40. 40 de la Ionuț, mamă. 40 odată. 40 de două ori. Nimeni nimic. 40 de diamante, magazinul de piele și ferma îi sunt vândute domnului Ionuț. De unde vrei mai mult? Că a rămas fără fonduri. Păi, na, atâta s-o putut. Aia a fost limita la mine. Am înțeles. E și vouă. Bun. Te prietenești că e pupule? Domnul Ionuț, aici. Da. Este. Uite-l pe ăsta, stai la tristă. Ăla muciosul, ăla bunlovicios. Trebuie dus la medic. Săr. Trebuie lăsat aici netratat. Iar acum, ultimul magazin și fermă de astăzi, cel de froglight-uri. Stocare, deci puteți să vă luminați până și cele mai întunecate găuri și suflete cu ele. Iar licitația va începe de la 24 de diamante. 24. Hai. Ok. Păi începem pentru că sunt 3 tipuri de froglight-uri. Ferma au fost foarte greu de făcut. Dragule. Poftim, ce adică? Te-am fumut. Dorești? Nu. No. Îmi place, îmi plac negocierile astea. Bun. 24 de diamante, cine se oferă? Aveți și broaște, foarte multe broaște. Cine nu hai vrea broaște? 25. 25 de la Tunet cumva? Da. 25 de la Tunet odată. 32 de la Ionuț odată. 36 de la Tunet odată. 40 de la Ionuț odată. 44 de la Tunet odată. 50 Ionuț. 50 odată. 54 odată. 54 de două ori. 60 la Ionuț odată. De două ori. În stac, 64 să fie. 64 de la Tunet odată. 65 odată. De două ori. Vândut domnul Ionuț la 65 de diamante. La 20 și ceva mă încumetam și eu, dar hai 30, da? Deja la un stac parcă. Mă, ce să zic, 17 diamantele mele mari. E un profit pe viitor. Păi bine, mai și tu măcar atâtea. Da. Aici, domnule Ionuț, felicitări. Perfect. Două magazine pentru dumneavoastră, unul pentru domnul Panda. Se vede unde-s banii, se vede. Ai, se vede cât s-o pierdut.
Se vede cine o să țină monopolul, mă? Da, 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 cine, cine are bani. A, am uitat să fac treaba asta. Ce? Așa, eu... felicitări domnul Ionuț. Și cu acest magazin, această licitație se încheie. Vă mulțumesc frumos pentru participare și vă urez mare vânzare la toată lumea. Cât de multe diamante să cumpere, mulțumim, să vă scoateți mulțumim, de 10 mulțumim ori profitul. La care toată lumea lor? Doar lor, că... Păi, noi suntem toată lumea. Da. Noi trei. Noi așteptăm săraci în vârful ierarhiei. Ai, 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 ai. Da, ai, și să faceți magazine. Să faceți magazine, da. O să fie, o să fie. Așa, super. O seară în continuare să aveți, domnilo. Vedeți că vă atacă cineva acolo. Mă, hai că a fost foarte bună licitația. Nu mă așteptam. Bă, dar după mine vin. Bă, mergeți acasă. Aoleu, ce urât fac. Mă duc să dorm aici la etaj, la domnilo. Nu cred că se supără. Așa, bagă somn. Gata. Pot să dorm și eu liniștit. O tonă de diamante pentru primărie astăzi. Deci... o să redenumesc ăsta cu fondul primăriei. Fondul primăriei, gata. Și hai să vedem câte diamante sunt total. Deci, o donat cineva 9 diamante aici, eu mă bucur. Astăzi s-au făcut, după această licitație, 27 de blocuri și 6 diamante. În total, ăsta ar fi bugetul primăriei pentru mandatul meu. 37 de blocuri și 6 diamante. Numai bine ca să cumpăr niște piatră de la tunet când o să mă ocup de drumuri duminică și mai vedem noi ce facem cu astea. Până la urmă avem foarte multe lucruri de făcut. Totuși, ca să nu încurc acest shulker cu oricare altul pe care îl am, o să-l colorez doar să iau niște roz din partea asta, plus îmi trebuie o carte cu Swift Sneak 3. Ar merge, ia uite, așa, am protection-ul ăsta și mending careva, nu, am breaking 3, protection, swift sneak, mending din păcate nu am pe aici, va trebui să cumpăr de la Nenea Panda, nu-mi plac pantalonii cu torns, dar bine că aveam prin partea asta. Acum, hai să te colorez pe tine, așa, perfect, mă duc să iau o carte cu mending dacă nu am niciuna pe aici, după care îmi voi face pentru prima dată o armură de netherite, că... totuși, sunt primar, ar trebui să apar și eu puțin mai prezentabil. Acum sper totuși că mai vinde Panda cărți cu mending, pentru că era o tarabă aici. Mamă, stai așa, vinde mai mult de atât. Deci, a, sau e numai storage-ul lui. Măi, dar nu mai vinde cărți cu mending? Poate la etaj? Știu că era în partea asta. A, acum e storage-ul lui aici, să înțeleg. Da, n-are vreun... ba, uite, are un anvil. Nu cred că se supără dacă îl folosesc. Voi pune protecție. Voi pune swift sneak. Pun mending cu altă ocazie. Iar acum o să am nevoie... mamă, stai care blesc fără nesuri pe jos. O să am nevoie de netherite din partea asta. Plus armura mea... a, aici ai, perfect. Deci vine așa. Trei bucăți. Și... îmi trebuie netherite upgrade-uri, am numai unu, netherrack atunci și diamante, da. O să fur niște netherrack de la el, nu cred că se supără pentru atât, pe bune, niște netherrack am arăt, doar că nu mai vreau să-mi pierd timpul prin alte părți, dar aparent nu cred că și-o adus netherrack pe aici. Ok, după netherrack să fie. Hai că în partea asta ar trebui să găsesc, n-are nici aici, pe bune... hai mă, niciun cufăr, perfect, da aici, da aici, trei bucăți și acum una, așa, gata, am rezolvat, 4, noroc cu diamantele pe care mi le-a dat Ionuț, s-a zis, bă, eu sunt cam bogat, hai că-ți las ție niște diamante, că a fost și el laminat, apreciez, trebuie să-i fac și eu un cadou la un moment dat, însă, până atunci, las diamantele astea aici și voi da 3 upgrade-uri, una bucată, 2 și cu 3, însă asta nu este singura armură de netherite pe care o craftez, deoarece voi mai avea nevoie de încă vreo 20 și ceva, așa că îmi trebuie fonduri ca să cumpăr o grămadă de TNT-uri, însă mă voi ocupa de asta cu altă ocazie.